Kailaș Borya este fermier, dar cealaltă îndeletnicire a lui ne-a atras atenția. Ce părere ai despre ce vei face astăzi? Am remușcări, dar tatăl meu mi-a lăsat rețeta pentru băutură. Când oamenii au aflat, au început să vină la mine. Nu am călătorit mii de kilometri peste două oceane ca să facem un reportaj despre viața de fermier a lui Borya din prăfuitul sat Rajasthan din nord-estul Indiei. Ești ca un ucigaș de copii. Îi ajuți pe alții să ucide acești copii. Nu înțelegeți. În India este ceva înjositor să ai o fată. Ea este ca un blestem și familia va face orice ca să scape de ea. Atunci intervin eu. Acesta este un reportaj despre fetele nedorite din India. În satele și orașele mari, milioane de familii apelează la oameni precum Kailaș Borya ca să le ajute să scape de fetele lor nenăscute. Dar ce faci tu este ilegal, nu-i așa? Da, și de aceea lucrez pe ascuns. Femeile vin la mine noaptea târziu, atunci le dau de băut. Timp de mai mult de 20 de ani, tatăl lui Borya era cunoscut în aceste zone ca persoana cu leacuri. El a creat o băutură secretă pe care o oferea gravidelor ca să le omoare fătul. Când eram copil, îl vedeam pe tatăl meu cum dădea femeilor din sat această băutură. Și tatăl lui Borya era fermier și nu avea educație în domeniul medical. Știi câte femei a ajutat tatăl tău în timpul vieții lui? Cel puțin 500 de femei. Avortul este ilegal în India. Avortul selectiv este ilegal, dar foarte răspândit. Impactul lui este devastator. Rezultatele recensământului arată un dezechilibru între sexe la copii. În 2001, pentru fiecare 1000 de băieți erau 927 de fete. Acum numărul fetelor a scăzut la 914. În unele părți ale statului Punjab sunt și doar 300 de fete la 1000 de băieți. The ratio is as low as 300 girls. Indienii sunt obsedați să aibă băieți, nu vor deloc să aibă fete. Borya a moștenit această responsabilitate în urmă cu 3 ani când a murit tatălui. În prezent se întâlnește cu câte 5 femei pe lună. El ne-a arătat cum prepară medicamentul tradițional. Strobesc scoarța copacului de mango până când devine o pastă. Trebuie să stea 2 ore. Apoi o amestec cu alte ingrediente și cu magie neagră. Instrucțiunile pentru femeia gravidă sunt foarte specifice. Ea trebuie să bea tot paharul, dar înainte de asta trebuie să amestece băutura cu 100 de mililitri dintr-un vin produs în sat. Apoi, pe stomacul gol, primul lucru dimineața trebuie să bea jumătate de pahar. Cealaltă jumătate se bea înainte de culcare, pe stomacul plin. De unde se știe că licoarea lui Borya are efect? El spune că de fiecare dată când a dat de băut unei femei gravide după avort, femeia pune 2 nuci de cocos în fața ușii în semn de apreciere pentru eforturile lui. Kavina, în vârstă de 26 de ani, a fost una dintre aceste femei. Cu câțiva ani în urmă a avut un avort cu ajutorul lui Borya. Aveam deja un băiețel. Apoi am rămas însărcinată din nou și am aflat că era fată. Presiunea familiei și a celor din sat a fost prea mare și a trebuit să avortez. Medicul Sabu George este figura centrală în lupta împotriva feticidului feminin. Este probabil cea mai cumplită formă de violență din istoria indiană. Este un genocid? Da, este un genocid. Bazat pe sex? Bazat pe sex. Conform unui jurnal medical britanic de prestigiu, 6 milioane de fete au fost avortate în ultimii 10 ani. Și în următorul deceniu ne îndreptăm spre 10 milioane de fete avortate. Chiar dacă motivul principal o reprezintă preferința de secole pentru sexul masculin, banii sunt un alt motiv important pentru care familiile își omoară fetele. Doctorul Punit Bedi lucrează la unul dintre spitalele de top din India. El spune că din cauza zestrei, părinții trebuie să plătească sume mari de bani ca să-și mărite fetele. Avortul selectiv este o metodă rapidă de a scăpa de această povară economică. Fata este considerată o obligație și nimeni nu-și dorește prea multe obligații în casă, așa că avortul are loc la al doilea sau al treilea copil, deși unii îl vor face și la primul copil. Gita Aravamudan a scris despre această problemă în cartea Fiicele Dispărute. Ea spune că aceste ucideri seamănă cu un holocaust. Un sex întreg este exterminat și nu realizăm astăzi că repercursiuni vor exista în viitor.
Violența și abuzul femeilor este în creștere. Cazurile de viol se înmulțesc, iar un număr mare de femei sunt vândute pe post de mirese. India a interzis folosirea tehnologiei pentru a hotărî sexul unui copil și totuși clinicile care oferă teste cu ultrasunet sunt o afacere profitabilă. Bedi spune că femeile găsesc ușor un medic sau tehnician dispus să încalce legea. Avortul selectiv este o afacere cu puține riscuri și profituri foarte mari. Legea împotriva feticidului feminin are 17 ani vechime, dar nu a fost aplicată niciodată și niciun doctor nu a plătit pentru această infracțiune. Înapoi în sat, Kailash Boria nu este plătit nici pe departe la fel ca și profesioniștii din orașe pentru a efectua aceste avorturi selective. Totuși, el consideră că joacă un rol crucial în comunitatea sa. Câți bani ceri unei femei care are nevoie de serviciile tale? De la 50 la 100 de rupii pe avort. 100 de rupii? Aceasta este echivalentul la 2 dolari. Nu o fac pentru bani. O fac pentru a menține familiile împreună și ca să păstrez armonia în comunitate. Dacă nu o fac, vor exista multe probleme între membrii familiilor. Orașul Hyderabad este casa industriei avansate din India. Mulți îl numesc Silicon Valley al Indiei, dar în ciuda tehnologiei avansate, populația orașului se confruntă cu aceleași probleme pe care le are omenirea de secole întregi. Mulți suferă de depresie și se află în situații din care nu văd nicio cale de scăpare, dar acest mesaj, această campanie le va aduce speranța că există o putere care le poate schimba viața. There is a power that can change your life. Această putere a fost promovată prin afișele apărute pe autobuze, pe taxiuri și pe panouri publicitare. Reclamele de la radio și televizor au provocat cetățenii să afle despre schimbările dramatice care au avut loc în viețile unora precum Peter Samuel, un fost alcoolic care acum este pastor. Cred că este cea mai bună metodă de a-L onora pe Dumnezeul meu care mi-a dat o viață nouă în urmă cu 18 ani. E o mare bucurie să pot spune oamenilor despre schimbarea din viața mea. Puteam să mor într-un canal fără să știe lumea cine este Peter Samuel, dar Dumnezeu m-a ridicat și m-a pus aici. Astfel de mărturii dramatizate datorită campaniei au oferit bisericilor locale o nouă metodă puternică de evangelizare a orașului lor. Directorul campaniei, Hanu Hauka, spune că astfel de campanii media sunt eficiente în evangelizarea populațiilor urbane. Nu aducem oameni pe un stadion, ci bisericile ies în stradă cu scopul de a atinge întregul oraș. În acest oraș locuiesc 10 milioane de oameni, iar ținta noastră sunt aceste 10 milioane de locuitori. Până la sfârșitul campaniei de 30 de zile vom ajunge la 90% dintre ei. Mii de oameni au sunat la centrul de apel al campaniei, cerând cartea gratuită cu povești despre viețile transformate de Dumnezeu. Avem 60 de telefoane care sună într-una. Până la sfârșitul campaniei aproximăm că vom primi 100.000 de apeluri de la oameni care doresc cartea și vorbim despre hinduși și musulmani din orașul Hyderabad. Este ceva ce bisericile nu au experimentat în acest oraș. Liderii bisericilor implicate au spus că au deja vizitatori noi, iar oamenii din biserică au devenit mai activi. Și tinerii noștri au fost entuziasmați. Chiar acum, unii dintre ei livrează la domiciliu cărțile celor care le-au comandat. Nu au avut nimic împotrivă să spună necreștinilor să sune la numerele noastre ca să primească cartea. Această campanie este o metodă ușoară de a-L mărturisi pe Hristos altora. Sunt niște persoane care au venit la biserică datorită acestei campanii și datorită cărții. În ultimii 10 ani, organizația finlandeză a lui Hauka a organizat astfel de campanii media în peste 60 de orașe, printre care și orașul natal al lui Isus, Nazaret. Ei s-au concentrat asupra populației vorbitoare de limba arabă și rusă. În ciuda împotrivirii din partea evreilor ortodoxi, sute de familii de evrei au cerut această carte. Cred că Dumnezeu a dat bisericilor instrumentele media. Împreună cu bisericile folosim instrumentele media într-un mod în care nu am mai experimentat până acum. Este o putere extraordinară care se manifestă în această campanie media de 30 de zile. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat.
După încheierea campaniei din Hyderabad, AUCA plănuiește anul acesta astfel de campanii în Irak, Nepal și într-un alt oraș indian. El îndeamnă bisericile de pretutindeni să folosească toate mijloacele disponibile pentru a vesti Evanghelia. Nici Moise și nici David nu vor învia dintre morți ca să ducă lupta noastră. Dacă trupul lui Hristos din această generație nu luptă, nimeni nu o va face în locul nostru. Noi suntem planul A. Aceasta este vestea bună. Vestea proastă este că nu există planul B. În ultimii 5 ani, Indonezia a experimentat o creștere a creștinismului. Bisericile spun că 30% din această țară musulmană este creștină. Cea mai mare creștere a comunității creștine din Indonezia are loc în bisericile penticostale. Pastorii mărturisesc că tot mai mulți oameni, printre care budiști și musulmani, sunt atrași de programele de la bisericile creștine. Biserica pastorului Billy Jotorohagio a crescut foarte mult. Adunarea lui a crescut de la 400 de membri la peste 6.000 de membri în doar 4 ani. Ne rugăm mereu ca El să deschidă cerurile peste Jakarta, ca Duhul Lui să atingă oamenii, să îi vindece și să îi mântuiască. Eddie a fost budist. Soția lui, Sophie, a fost musulmancă. Amândoi au experimentat puterea Duhului Sfânt în biserica pastorului Billy. Eddie a avut cancer pancreatic care s-a extins la ficat. Avea doar 6 luni de trăit. Plângeam în fiecare zi. Într-o zi, un prieten creștin mi-a spus să-l încerc pe Iisus al lui. I-am spus lui Iisus să-mi dea o șansă și îl voi sluji. Dă-mi încă o șansă. Astăzi, după 6 ani, Eddie este sănătos și frecventează biserica în mod regulat. Am fost vindecat prin credință. Iisus este vindecătorul, mântuitorul și stăpânul meu. Este totul pentru mine. Iisus este my Lord, my Master, everything. Sophie a venit pentru prima dată la biserică când i-a adus pe socrii ei la program. Acolo am simțit pace. Când m-am întors acasă, am pornit radioul și am auzit rugăciunea musulmană și m-am rugat lui Dumnezeu să mă conducă pe calea cea bună. Am mers regulat la biserica creștină până când mi-a plăcut și am hotărât să-mi predau viața lui Isus. Tot mai mulți oameni se întorc la Hristos în cea mai mare țară islamică din lume. Liderii spun că rugăciunile și unitatea dintre biserici a deschis ușa pentru mântuire. Ne rugăm pentru trezirea Jakartei, ne rugăm pentru trezirea Indoneziei și ne rugăm pentru o revărsare puternică a Duhului. Nu ne gândim ca doar bisericile noastre locale, ci ca întreaga națiune să fie transformată de Dumnezeu. Studiem Biblia. Biblia este cartea poporului evreu, dar și cartea valorilor universale. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a deschis prima sesiune a grupului de studiu biblic de la reședința sa din Ierusalim. Este povestea poporului evreu și exprimă speranța că într-o zi ne vom reîntoarce în această țară. El a reînviat tradiția începută de primul premier israelian, David Ben Gurion. Cred că în multe feluri este o pildă a întregii omeniri, pentru că dacă poporul evreu a fost capabil să traverseze mări, să facă fața anihilării, să se întoarcă în țara promisă și să își refacă viețile aici, înseamnă că există speranță pentru întreaga umanitate. Netanyahu a cerut învățătorului Micah Goodman să modereze sesiunea. Eu comunic povestiri și idei biblice și cum ne poate călăuzi Biblia în provocările sofisticate și moderne ale suveranității evreiești în Israel. Trebuie să le împărtășim atât cu evreii seculari, cât și cu cei religioși. Goodman a spus participanților că sunt prezenți pentru a descoperi secretele cărții poporului evreu. Netanyahu, soția lui Sara și
peste 10 rabini și învățați au studiat cartea lui Rut din Vechiul Testament. Credeam că eu voi modera discuția, dar se pare că prim-ministrul nostru este un intelectual care nu doar are ce spune, ci are niște lucruri foarte interesante de spus și mi-a pus niște întrebări dificile. Goodman a declarat pentru CBN că Netanyahu are nevoie de un refugiu din când în când. El s-a refugiat în Biblie, în ceva care trece dincolo de timp, de politică și de rutina zilnică. El studiază acest pasaj și discută aceste idei extraordinare. Într-un fel, a fost ca o gură de aer proaspătă pentru el. Netanyahu spune că studiază Biblia cu fiul lui în fiecare sabat. În urmă cu 2 ani, cel mai mic fiu al său s-a clasat pe locul al 3-lea în concursul biblic național organizat în Ierusalim. Ce a descoperit și ce a împărtășit cu noi este că de fiecare dată când citește Biblia, e șocat să descopere cât e de relevantă. Noi studiem harta, busola și baza noastră, Biblia, și sunteți toți invitați să vă alăturați nouă, mai ales dacă puteți învăța ebraica. În ultimii ani, Dumnezeu a ridicat misionari în România și i-a trimis în zone ale țării mai aride din punct de vedere spiritual. Un astfel de om care a auzit chemarea lui Dumnezeu este Vasilica Croitoru, care a plantat o biserică în orașul Megidia. După Revoluție, în Megidia s-au închis 2 fabrici, care împreună aveau în jur de 12.000 de lucrători. Aceasta a generat, din punct de vedere social, o tragedie pentru cele mai multe familii din oraș, astfel că biserica noastră a înțeles că este nevoie urgentă și de neignorat aceea de a ne implica din punct de vedere social. Centrul comunitar este clădire pe care Dumnezeu ne-a dat-o de mai mulți ani, dar numai recent am reușit să o renovăm în interior și să o punem cu adevărat la dispoziția orașului. Este un loc unde ajutăm copiii de pe stradă, copiii care nu sunt îngrijiți de părinților, de familiile lor. Îi învățăm să scrie, să citească, le dăm hrană, le dăm îmbrăcăminte și îi ajutăm desigur să-L cunoască și pe Domnul Iisus. Farmacia Bisericii Betleem este locul în care sute de oameni din orașul Megidia au venit pentru a primi medicamente gratuite, care ne-au fost donate de partenerii noștri din afara țării. Am un registru în care sunt trecute numele și adresele persoanelor care au venit să primească medicamente. Sunt, de exemplu, în decurs de câteva luni de zile, 2427 de persoane care au fost la medicul care vine în parteneriat cu biserica noastră și le oferă medicamentele gratuite pacienților din oraș. În centrul comunitar, de asemenea, avem mai multe proiecte pentru tinerii din oraș, care nu au nimic de făcut toată ziua, care nu au un loc unde să meargă, un loc de recreere. Îi aducem aici într-o cafenea creștină care este în curs de realizare și acolo pot să audă muzică creștină, să cunoască tineri creștini și în felul acesta să intre în legătură cu Evanghelia. Avem de asemenea camera de rugăciune, locul în care mijlocitorii din biserica noastră vin în fiecare săptămână și mijlocesc înaintea lui Dumnezeu pentru orașul acesta. Camera de rugăciune este locul din care se înalță necontenit mijlocire înaintea lui Dumnezeu pentru lucrarea Evangheliei. Aici vin membrii bisericii lunea, marțea, miercurea și stau în rugăciune, în mijlocire pentru misionarii români, pentru satele neevanghelizate din județ, pentru lucrătorii Evangheliei, pentru viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Pentru noi, mijlocirea în rugăciune pentru proiectele bisericii este ceva esențial, astfel că avem mai mult de 10 ani decât lanțul acesta de rugăciune este întreținut de membrii bisericii noastre. Tot aici, în centrul comunitar, avem câteva spații de cazare pentru echipele care vin din țară sau din afara țării și care doresc să se implice în lucrare de evangelizare. Este un loc bun unde pot să fie cazați, unde pot să se hrănească și să se implice în proiectele care sunt. Aici avem și tipografia, de unde am tipărit și am distribuit foarte multe cărți creștine în întreaga țară. Am înființat editura Succeed Publishing pentru a genera locuri de muncă și, de asemenea, pentru a răspândi cărți bune în România. Ne bucurăm că de-a lungul timpului am putut să publicăm niște cărți importante despre lucrarea Duhului Sfânt, cărți importante pentru familie, de asemenea cărți despre misiunea mondială și cărți pentru bărbați și femei. Biserica din orașul Megidia se bucură astăzi de o împrospătare spirituală.
sunt pierdut, fără tine aș fi murit de mult. Sunt a tău, doar ție ți-aparțin, mântuit prin harul tău divin. Jertfa ta îmi este este unul din oamenii pe care Dumnezeu i-a trimis în biserica din Megidia în ultimii 7 ani pentru a transmite dorința și mesajul său pentru această regiune. And you are now here in Megidia, in the heart of Dobrogea. And it's a reason for you to come here. Maybe you can say something about God's plan with this region. Oh my, I'd love to. I've been coming to Megidia for the last 5 to 6 years, and ever since I came into this region, when we first came off of the road and started driving into Megidia, I began to weep because the Spirit of God began to show me some of the principalities and powers that have been holding this region down, and that's why the spirit of poverty and hopelessness and despair has been hanging over this area, is because of the spiritual forces that have been arrayed against this place. But God showed me that he was going to bring those principalities and powers down, the people were going to be released, and they were going to leap forth as well-fed calves from the stalls, and they're going to go forth in the power of the glory of God, because the Son of Righteousness is arising with healing in his wings, and he's going to heal the memories and the hurt and the pain that have been permeating this area that has caused darkness to prevail here. But the light has come. And so God began to bring that scripture to me from Isaiah that says, arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. And so I believe that the glory of God is rising upon Megidia. And this is an interesting area with the mix of population and the different cultures that are here, that God is going to move here just like he did in the book of Acts. And the glory of God, the anointing of the Holy Spirit, is going to permeate this region and bring healing. And this will be a sign for what God will do with the rest of the nation and how he will use the church in the world.